Vineri 11 aprilie 2014, în intervalul orar 10-12:30, Inspectoratul de Poliție al județului Galați își va deschide porțile pentru elevii care doresc să observe îndeaproape o parte din tehnica folosită de polițiști în activitatea de combatere a infracționalității. În curtea inspectoratului vor fi amenajate câteva ateliere unde vor fi expuse un laborator mobil folosit de Serviciul Criminalistic pentru cercetările efectuate la locul producerii unor evenimente, echipamentele de care dispun luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și o auto specială din dotarea poliției rutiere. De asemenea, vor fi prezenți și câinii polițiști, atât de utili în activitatea de depistare a autorilor de infracțiuni, precum și în activitatea de patrulare, prindere și imobilizare a infractorilor. O activitate de același gen va fi organizată și pentru copiii din mediul rural în localitatea Brăhășești, în aceeași zi, începând cu ora 10:30. Evenimentul se înscrie în cadrul programului Școala Altfel, Să știi mai multe, să fii mai bun, derulat la nivel național de Ministerul Educației Naționale.